Este nevoie de implantul dentar deoarece reprezintă cea mai sigură, sănătoasă și cea mai revoluționară metodă de înlocuire sau de substituire a unui dinte, a unui grup de dinți care sunt absenți într-o cavitate bucală. Sigur, totul depinde de oferta osoasă. Ce înseamnă oferta osoasă? Care sunt dimensiunile disponibile a osului în cavitatea bucală imediat după extracție? Plus, dacă sunt absente careva procese inflamatorii. În lipsa acestora, în lipsa proceselor inflamatorii, se poate de inserat imediat un implant dentar. Etapele implantării se încep în primul și în primul rând cu examinarea pacientului, adică interogarea, colectarea unei bune anamneze, examinele clinice și paraclinice, după care se procede la stabilirea unui plan de tratament și apoi însuși nemijlocit etapa chirurgicală, ceea ce înseamnă inserarea implantului.